Bună ziua! Eu sunt Camelia și astăzi o să facem acest tort fără coacere, din biscuiți, cu frișcă și cu cafea, cu cafea nes. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să avem nevoie de 5 lingurițe de nes. Una. Cam așa să fie. Două. 3, 4 și 5. Deci aici am 6, 7 grame. Sunt 7 grame de nes și o să adăugăm. Și la fiecare linguriță de nes avem 7 grame de nes, da? Deci 5 lingurițe cu un pic de vârf. Și la fiecare linguriță de nes o să adăugăm câte o linguriță de zahăr. Și o să avem una, tot așa cu puțin vârf, două, trei, patru și cinci. Sunt 26 de grame. O să punem 25-26 de grame. Și acum o să adăugăm lapte fierbinte. Aici eu am 100 de mililitri și am să adaug puțin câte puțin. Am să dau jos de pe cântar. Acum o să adaug lapte. Aici am 100 de mililitri de lapte și am să-l adaug puțin câte puțin. Tot la fel cu lingurița și am să pun puțin câte puțin și am să amestec. 4. Am să adaug mai întâi 5 lingurițe și am să amestec. Și o să continuăm cu mixerul. Și o să adăugăm laptele puțin câte puțin. Vedeți cum se deschide la culoare? Puteți face cremă de nes într-un vas un pic mai îngust ca să vă fie mai ușor. Și laptele îl adăugăm puțin câte puțin. Acum mai mixăm, continuăm. Ia uitați, așa arată. O să se îngroașe mai tare. Și să trecem la lucru. Ia uitați, cam așa. Ia uitați cum a ieșit. Așa, puțină cremă, puțină cremă și de cafea făcută cu lapte. Mi-a rămas cam jumătate din lapte. Am să-l cântăresc acum, să vă spun cât este. A rămas 40 de mililitri. Deci am adăugat 60 de mililitri de lapte și adăugați puțin câte puțin, ca să vă iasă așa o cremă de cafea. Ia uitați, să stea moțul, să fie tare. Acum o să adăugăm Aici avem frișcă. mesul. Așa. Avem frișcă, cam jumătate de kilogram de frișcă îndulcită. Avem și lapte. O să dăm biscuiții prin lapte. Și avem și 300 de grame de biscuiți. Biscuiți simpli sau biscuiți de care aveți în casă.
Dacă doriți să faceți prăjitura pentru copii, în loc de cafea, o să puneți cacao și o să o dezolvați cu puțin lapte cald și o să adăugați la frișcă sau fără cacao și eliminați cafeaua și o să faceți doar prăjitura cu frișcă. Acum, în cafeaua noastră, o să adăugăm puțin câte puțin din frișcă și o să amestecăm încet. Ia uitați așa. Să amestecăm încet, încet. Până o adăugăm pe toată. Mai adăugăm puțin, puțin câte puțin. Așa. Mișcări ușoare. Pentru copii puteți pune arome în frișcă, puteți pasa un fruct, căpșunele sau caise, faceți un piure și îl adăugați încet, încet la frișcă și ați făcut o cremă pentru copii. Și așa o să adăugăm toată frișca încet. Încet, câte puțin, câte puțin, până o terminăm. Amestecăm ușor. Așa. Aceasta este o rețetă foarte, foarte bună pentru adulți cu cafeluță. Și pentru copii, cum v-am spus, puteți amesteca o lingură, două de cacao, dacă le place cacao, sau și le dați cu lapte și adăugați la frișcă. Sau dacă nu, faceți un piure din fructe și adăugați încet, tot la fel. Faceți pireu și adăugați frișca încet, încet, cu mișcări ușoare. Și biscuiții se dați prin lapte, însiropați în lapte, așa am să fac și eu acum, tot însiropați în lapte. Ia uitați, am adăugat cam 3 sferturi din frișcă, care o să punem în interior, și restul care mi-a rămas, ia uitați, un sfert, o să pun deasupra. Și acum, pe un platou, aici pe un platou, am să pun o foaie de transparentă. O să punem foaie transparentă. Așa. Acum, luăm biscuiții, îi dăm prin lapte. Ia uitați. Îi dăm prin lapte și îi punem unul lângă celălalt aici. Și facem primul strat. Și am terminat primul strat. O să punem și un strat din cremă. Luăm și punem un strat din cremă. Încet, încet. Așa.
Acum o să punem și al doilea strat de biscuiți. Și continuăm până terminăm biscuiții și crema. Acum punem ultimul strat de cremă și ultimul strat de biscuiți. Punem ultimul strat de cremă. Așa. Încet, încet. Apoi o să dăm la frigider. Punem și ultimul strat de biscuiți. Acum punem ultimii biscuiți. O să închidem cu folia transparentă și o să dăm la frigider. Ia uitați. Așa. Acum închidem cu folia transparentă bine. Și o să dăm la frigider. Acum dăm la frigider aproximativ o oră, două. Acum am scos din frigider. O să scoatem folia transparentă. Ia uitați. Acum o să punem pe un alt platou. O să scoatem toată folia transparentă. O să punem un alt platou peste și o să răsucim. Ia uitați. Și luăm ca să luăm toată folia. Așa. Și acum peste biscuiți o să punem restul de frișcă care a rămas. Uitați, restul de frișcă, o să-l punem și o să îmbrăcăm tot tortulețul. Așa. O să-l îmbrăcăm în frișcă. Bine, bine. Și o să avem o prăjitură delicioasă, făcută la rece. Așa, o să dăm și pe margini, încet, cu grijă. Să punem toată frișca care ne-a rămas. Și acum o să dăm și pe margini, încet, încet și cu mare grijă. Așa. Așa, încet, încet.
Ne-au mai rămas acești biscuiți. Ia uitați, 2, 4, 6, 8 biscuiți ne-au mai rămas, care noi o să cacao. decorăm. Și eu am aceste forme de plastic și o să-l dăm prin cacao și o să lipim așa de margine. Ia uitați. Și o să facem modele. Așa, o să ne jucăm puțin. Așa. Și cu biscuiții care ne-au rămas, îi putem folosi. Eu am să-i rup în două, să vedem cum îi... Dacă se rup bine, ia uitați, așa s-a rupt. Și o să-i punem pe margine. Așa. O să-i punem roata împrejur. Ne jucăm, ne jucăm. Deasupra o să decorăm cu deasupra o să decorăm cu cacao. Eu am să pun aceste forme. Și cu cacao o să decorăm pe deasupra, pe toată suprafața. Acum o să scoatem steluțele, formele noastre. Ia uitați. Și acesta este tortul nostru la rece, din biscuiți. Prăjitura este gata, să vedem cum este și în interior. Uitați cât este de moale și de bufoasă. Ia uitați. Cum se văd straturile, o bunătate. Tort fără coacere, cu frișcă și cu nez, cu cafeluță nez. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți și o să ne vedem cu următoare rețetă. O zi frumoasă tuturor, la revedere, multă, multă sănătate, vă pup!